Vreau să mergem puțin mai departe în emisiunea noastră. În primul rând, dacă vă cumpărați mașină, hai să încercăm să-i facem și asigurare. Nu de alta, dacă nu e bună pentru, mai ales când e bună pentru tine, e obligatorie. E bună pentru ăla pe care îl lovești. Așa că, din când în când, știți cum e. Mai avem grijă și de ceilalți. Atenție, stimați telespectatori, încă o știre de ultim moment. Scene șocante pe o stradă din Iași. Un bărbat a fost luat la bătaie de polițiști. Bine, asta n-are nicio legătură cu faptul că noi am vorbit cu despre domnul Băureanu la începutul emisiunii. Absolut deloc. Fără nicio legătură, adică pur și simplu a venit știrea asta, că știți cum e în viață, nimic nu e întâmplător. Scene șocante au fost surprinse în Iași. Doi polițiști au luat la bătaie un cetățean chiar în plină stradă. Atenție, informațiile pe care vi le vom da și aceste imagini au un impact și un efect emoțional, un impact puternic, emoțional, așa că vă rog să fiți prudenți când vă uitați la aceste imagini. Doi polițiști au bătut în stradă un bărbat. Aceste scene halucinante au avut loc în Iași. După ce l-au imobilizat pe bărbat, în imagini se poate vedea cum unul dintre polițiști îl lovește în cap. Noi nu avem videoul, îl vedem doar cum îl ține de cap în această fotografie. Totul a început după ce bărbatul ar fi parcat într-o stație de autobuz, iar polițiștii l-au legitimat. Oficialii din poliție spun că persoana imobilizată ar fi fost agresivă cu agenții și chiar l-ar fi lovit pe unul dintre ei. Ți se pare că totul duce către, dar n-are nicio legătură, pe cuvântul meu. Deci nu vreau să ne aducem aminte de episodul acela. Da, a fost. Bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru ultraj. De asemenea, o anchetă internă în cadrul poliției va stabili dacă procedurile urmate de agenți au fost corecte. Nu știu dacă chiar trebuie să ajungem în ziua de astăzi la așa ceva, dar uite că se mai întâmplă și nu doar la Iași. Ăsta a fost un caz acum la Iași, dar se întâmplă mai pe peste tot. Se întâmplă, domnul Bursucu, se anunță și mare pelerinaj la noi în țară. Mm. Cel mai mare din an. Vine Bacul. Oh. Vine bacalaureatul și dintr-o dată devenim mai buni, mai pioși, cel puțin tinerii. Haide, Doamne! Doamne! Când încep înscrierile la bac și documentele necesare, să le spune repede că poate mai sunt câțiva tineri care acum n-au ajuns la oră, măcar să le spunem noi când trebuie să se ducă să se înscrie. Înscrierile pentru examen de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, încep luni. Atenție, luni 23 mai și se pot face timp de 5 zile până pe data de 28 mai. Dacă cumva vă nimeriți aici pe emisiunea noastră astăzi, bă, mergeți măcar să vă înscrieți. Înțeleg că chiuliți că se termină școala, dar mergeți să vă înscrieți, tot v-ați chinuit să terminați 12 clase, e păcat de Dumnezeu, cum s-ar spune. Iar pe 6 iunie vor susține proba orală la limba română. Asta ca să știți. Luni vă scrieți, pe 6 vă duceți la proba orală. Vreau să le dau informațiile. Dacă vreți, vă spun repede și documentele necesare, tabel de înscriere, frumos acolo la școală, tabel de înscriere și cerere de înscriere. Simplu, e simplu, trebuie doar să te înscrii și poți mă dai bacul, ce naiba. La fel ca la noi la canal de, vrei să vezi un serial bun de comedie, te uiți pe strada, la Strada Speranței. Corect. Sâmbătă și duminica de la ora 20. Și noi, ca să fim și mai categorici, da, și să venim convingători, cu argumente. Cu argumente, tati, am chemat doi actori, un cuplu absolut senzațional și e păcat de ei să nu vorbim cu ei în această dimineață, pentru că la noi în platou au venit chiar ei, doamnelor și domnilor, Ciocan și Veveriță. Bună dimineața! Bună dimineața! Așa, plin de energie! Bună dimineața! Dimineața. Bună dimineața! Bine ați venit, dragilor! M-am uitat la serial, bine, puteți să recunosc că sunt fan. Domnul Ciocan. Ordonați. Nu-mi place cum se comportă, domnul Viorel. Vă spun sincer, prea băiat de sus. Adică, nu e ok. Sunt micile victorii ale unui om mărunt, care nu știe cum să-i domine pe aia din jur. Și singurele lui câștiguri reale în viață este faptul că din când în când ne mai pune la colț. Da, bine, pe dumneavoastră vă cam doare la 7 metri de gard, că am văzut. Adică atitudinea este exact ca aceasta. Ca și în viața reală. Îl priviți exact de unde este. Nu. Dragoș aici de față, Tetelu poate să confirme, cam asta e și atitudinea, că una din întrebări cât din personaj e. Nu, e cam acolo. Cam acolo, da. Deci da, nu da, ți-a da. Fost greu să-l joci? Absolut deloc. Știu că unul dintre voi, la un moment dat, a copilărit chiar lângă un service auto. Eu. Știam, dar am vrut să dau și și Dragoș a fost doar victima. Asta spune, bă, nu mi-a fost greu să joc rolul ăsta, că practic eu toată copilăria am trăit acolo, lângă
În serviciu auto, practic. Eram între trei serviciuri auto de jur împrejur. Exact așa. Dacă ai fi triangulat serviciurile la auto, îți dădea exact casa mea. Cât de greu ți-e tătelul acest rol pe care... Na, noi știm că tu nu prea consumi alcool în film. Slavă Domnului, ai băut și antigel. Am băut absolut de toate. Am intrat foarte ușor în rol. De ce? Pentru că n-am nicio legătură cu rolul. Dar am un mecanic extraordinar auto, care este personajul din serial. Și diferența între noi este doar că el are 2 metri și eu ceva mai puțin decât 2 metri. Și am fost la el și i-am zis, omule, deci vei fi în acest serial. Da, pentru că am stat pe lângă el, e un tip extraordinar. Și are și poante, mi-a explicat, deci război din Ucraina, el mi-a explicat cum este. El a spus așa, că el nu pleacă din țară, pentru că cum adică să fugi dacă ar veni rușii? Cine pleacă, să plece. Dar dacă te-ai întors, blocul ăla meu, este plin deci de umor. Deci te-ai inspirat, practic, dintr-un personaj real. Absolut, care este chiar mecanicul meu auto. Și suntem îmbrăcați la fel, fata de la costume, nu știu cum a intuit, avem același costum. Deci dacă mă duc și mă pozez lângă mecanicul meu auto, suntem unul la unul, doar că e așa. Adică e așa. Veveriță în film, stimați telespectatori, alături de Ciocan, dar mai ales Veveriță, este acel gen de mecanic care lucrează foarte bine pentru patronul lui. Adică tu vii cu mașina să schimbi radiatorul, dar dacă ai niște plăcuțe noi, nu mai bine spune el niște plăcuțe mai vechi de la el din service. Și uite așa Nea Viorel, patronul vostru, de altfel, e tot timpul fericit. Cum îl suporți pe acest individ și în viața de zi cu zi, că voi aveți și un business împreună? Da. Și eu întreb, aceste... având o relație de peste 20 de ani, este foarte love-hate așa relația asta, adică... Mai mult că ei decât l-am. Băi, la momentul cel mai serios, cred că Dragoș e crucea pe care trebuie să o port eu așa. E maniera de a-mi arăta universul că am de plătit pentru niște greșeli pe care am făcut, nu știu, am omorât pe cineva într-o viață anterioară. Fuc ceva rău. Sau rudă îndepărtată și tu după 7 ceva generații. Rău, problema e că cumva v-ați asociat într-un business. Da. Adică lasă că trebuie să vă suportați. Acum sunteți și oameni de afaceri împreună. Nu vrei să știi ședințele cum sunt. Vorbesc foarte serios. La un moment dat, băi, suntem atât de proști, încă la un moment dat, efectiv, am început să ne certăm în fața camerei și am și postat. Da, deci noi ne-am certat și nu că da, ne-am certat. Cu sudălmi, cu... Cum te cerți? Care susținea punctul de vedere, cu piciorul în prag. Eu am dreptate, Și am decis să lăsăm chestia asta, adică până la urmă ăștia suntem noi doi și cumva în serial este ceea ce se întâmplă și în realitate, pus pe ecranul mare. Mai este și ecranul mic de internet unde facem noi această serie de podcasturi și de emisiuni, unde deci ne certăm din ce în ce mai rău. Adică că dacă ne-am certat acum 2 luni odată, să știți că ultima oară ne-am certat acum o săptămână. Mult mai rea. Deci da, evoluăm. Da. Deci noi evoluăm. Relația noastră este... Și cearta trebuie să ajungă la un anumit nivel. Asta e. Băi, eu totul cred că la un moment dat o să fie o gală de-asta în ring sau ceva, că mă tot gândeam, efectiv. Ne aruncăm mânușa... Ciocan vs. Veveriță, asta e bună. Gicu Gojira, de fapt, pe numele lui real, pentru cei care îl cunosc de pe internet, a terminat medicină, nicio treabă cu actoria, iar Dragoș Tetelu, aici de față, a terminat dreptul. Și, cum să zic eu, medicină cu drept și dintr-o dată actorie. Cum s-a... Adică, cine pe cine a sunat? Uitându-mă la ce face Dragoș pe un serial ăsta, e mult spus actorie. Dar... Uitându-mă la ce fac eu, e foarte bine. Da. Eu sunt extraordinar, dar... Dar aici nu trebuie actorie acolo, pentru că noi suntem nu pe bune. Actorie, deci nu ne trebuie actorie, pentru că cum suntem... Cum azi Caragiale-i naturelul simțitor, la modul cel mai serios. Este... La un moment dat stăteam și mă uitam peste scenariu și în primul sezon, că tocmai am terminat ieri filmările pentru al doilea sezon, în primul sezon și regizorul și producătoarea și Tony Grecu și toată lumea, văzând cât mă duc pe lângă scenariu, la un moment dat au renunțat să mai zic. Deci a fost o reacție de asta generală de... Bine mă, lasă, fă-mă okay, ce vrei. Ok, da, da. Fă-mă, bine mă, hai, joacă-o cum simți tu. Hai să scăpăm de nebun. Hai, problema... S-a lipit bine ce făceai. S-a lipit bine. Pentru că am înțeles personajul și mi-am dat seama care e paradigma lui și acolo a rămas, adică... Dar că diferențele reale nu sunt neapăraturile palpabile. Îți lipsește doar trabucul, dar nu se știe în sezonul 3. Dar s-a lipit atât de bine că mie intră vorbele lui Gicu în creier din cauza faptului că este atât de real când le spune. Și ieri am avut un schimb de replici, a fost ultima zi de filmare. Și ieri... A, paranteză, scuze. Ieri fiind ultima zi de filmare am zis, nu mă mai uit la scenariu deloc.
Deci, literalmente, care e situația asta? Nimic de pe scenariu. Deci, nimic. Drept pentru care ieri, drept pentru care ieri a fost o replică legată de un deltaplan. Avem un deltaplan în replici. Și, Gicu, ca să exemplifice mai bine ideea de deltaplan, m-a întrebat, el a spus așa, cu deltaplanul ăsta nu poate să meargă pachidermele. Și eu întreb, spontan, totuși, deci nu există în scenariu. Ce este o pachidermă? Și el atunci, ca să-mi explice ce este o pachidermă, întreabă, cine și-a uitat cipicii? Și-a pierdut. Cipicii. Pachiderma Cici. Și eu azi dimineață m-am trezit cu pachiderma Cici în cap și tot drumul pe bicicletă până la canal de numai pachiderma... Pachiderma este elefantul. Da. Da. Pachiderma Cici și-a pierdut cipicii. Și de azi dimineață am numai asta în cap, i-am și transmis unei colege. Asta. E foarte greu să-l dresez pe Dragoș. Cel puțin muzical, ca să zic așa. Pentru că nu e săptămână în care să nu-i bag în cap o idee muzicală cu care el pleacă și se trezește noaptea. Deci pachidermul Cici. Săptămâna trecută a fost maneaua cu masoni. Am făcut o manea. E mason, e bagabond, dar n-ai ce-i face, tot în lojă se întoarce. I-a încântat. Ei, dai mult de treabă. Da, da, da. I-am cântat-o de două ori, de trei ori. Dar așa, subtil. Deci el mânca și eu treceam pe lângă. E mason, e bagabond. Ia zi ce mâncam acum, ca să fie, dacă tot e comedie. Băi, nu mai știu reală. Mănâncă niște chestii. Nu, nu, nu. El e fregan, nu știu dacă greșit. Ce e? Fregan. Așa. Adică popomană. A, ok. Nu dă bani. Deci, a, dar noi știm de dimineață. Da, exact. Dar el vine plecat de la noi, de la emisiune. Nu Rade tot pe aici după ce... Rade, stai, stai. Da, ba, da, vine cu vine. Și mă duc și la serial și mănânc, după care mă duc și le mănânc mâncarea colegilor. Aici e șmecheria, că asta voiam să zic. Am comandat pizza la altă ieri și a luat special cea mai proastă pizza din meniul ăla ca să nu împartă cu nimeni. Da, așa la lucruri interesante se întâmplă, foarte important să vă uitați la serialul Strada Speranței. Ciocan și Veveriță sunt cele două personaje și acum vorbim ca de la personaj la personaj, așa trebuie că vă ceartă Toni Grecu. Deci Ciocan și Veveriță în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 20, păcat să pierde Strada Speranței, să-i vedeți pe acești doi mecanici auto. Pe mâna, că nu trebuie să lași niciodată mașina. Deci urmăriți. Dacă vreți să rămâneți fără radiator, mergeți la băieții. Viviana, scoate-ne de aici. De data dau cheia fixă la ei. După așa un moment vesel, vin și eu cu vești bune, evident, pentru că astăzi se încălzește peste tot în țară. În acest moment, cerul este variabil prin estul și sud-estul teritoriului, însă în rest este mai mult senin. Vântul suflă slab până la moderat, cu intensificări în zona Carpaților de curbură, dar și în delta. Temperaturile de acum pornesc de la minus 1 grad în Miercurea Ciuc și ating 12 grade în Constanța. 8 grade se înregistrează în acest moment în Galați, 7 grade în Iași, 4 grade în Alba Iulia, iar în vestul teritoriului până la 4-6 grade Celsius. Astăzi, valorile termice sunt în creștere față de intervalul anterior, deși vor caracteriza o vreme destul de răcoroasă pentru această perioadă, mai ales dimineața. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în estul și sud-estul teritoriului, de asemenea și pe crestele montane. Temperaturile de astăzi pornesc de la 18 grade în Miercurea Ciuc, Brașov și Constanța și ating 25, poate chiar 26 de grade în Drobeta, Turnu Severin. În vestul teritoriului până la 22-23 de grade Celsius, 20 de grade anunță astăzi meteorologii în Sibiu, iar în Moldova soare din plin și temperaturi de până la 22 de grade. Astăzi în capitală vremea își revine, va fi frumos pe tot parcursul zilei, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar meteorologii anunță o maximă de 24 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme, George.